Bugetul Sibiului a fost votat astăzi în cadrul ședinței de Consiliu Local. Primarul Claus Iohannis a arătat nemulțumit că nu a fost aprobat mai repede și a arătat cu degetul spre Parlament și finanțele publice Sibiu. Bugetul 2013 este cu 6% mai mare decât cel prevăzut în anul precedent. Bugetul este axat pe investiții și dezvoltare. Abia acum, la sfârșitul lui martie, consilierii au putut vota proiectul de hotărâre, fapt care a stârnit nemulțumirea primarului. Vă propun astăzi un buget în valoare de 371 milioane lei plus ceva, 371, ceva, pentru anul în curs. Suntem într-o situație un pic deosebită față de anii precedenți, fiindcă prin grija guvernanților, a colegilor de la județ, a Direcției Finanțelor Publice și altora, ne găsim abia acum în situația să aprobăm bugetul municipiului Sibiu, lucru care nu este bine. Orice țară normală își aprobă bugetul la sfârșitul anului, cam în octombrie-noiembrie. În 2012, birocrația a oprit dezvoltarea și investițiile în Sibiu. Primarul municipiului spune că în cazul unor inițiative nu s-a trecut pe perioada unui an nici măcar de faza în care sunt întocmite actele de dinaintea licitațiilor. De ce nu am executat bugetul de anul trecut? O bună parte din ce a rămas neexecutat, a rămas neexecutat fiindcă nu am reușit să începem toate investițiile. Nu fiindcă n-am fi vrut, dar fiindcă în această republică originală am creat și o birocrație originală, inclusiv în domeniul achizițiilor publice, o birocrație care încet, încet devine o reală problemă. Și anul acesta Sibiul este printre primele la dat și printre ultimile la luat atunci când vine vorba de alocările bugetare de la București.